Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au descoperit tone de carne și alte produse expirate de 3 ani, în urma unui amplu control realizat la Costinești și care a vizat un singur operator economic care are mai multe puncte de lucru în stațiune. Conform mesajul.ro, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu, a declarat pentru news.ro că acțiunea de control a fost coordonată de către structurile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, iar la verificări au fost prezenți pe lângă comisarii ANPC și reprezentanții ai ANAF și a Inspectoratului Teritorial de Muncă, informează știrpesurse.ro. A fost vizată activitatea unui singur operator economic cu multe puncte de lucru deschise în Costinești. Informațiile pe care le primisem și noi și colegii noștri legate de punerea pe piață a unor produse în afara termenului de valabilitate s-au confirmat. Au fost găsite cantități importante de carne, cantități importante de mirodenii, de murături, de multe materii prime în afara termenului de durabilitate minimală, asta însemnând câțiva ani, chiar dacă la mirodenii vorbim de 3-4 ani și la produsele din carne putem vorbi de 2-3 ani de când ieșiseră în afara termenului de consum, a afirmat Horia Constantinescu. El a menționat că în activitatea sa de 5 ani de comisar ANPC nu a mai întâlnit vreodată nereguli de un asemenea nivel. Mărfurile expirate urmează să fie distruse de către societăți specializate în acest sens. De asemenea, și celelalte structuri de control își vor centraliza datele rezultate în urma acestei ample verificări, relatează mesajul.ro.